Participanții la Târgul Apicol de la Slobozia oferă spre vânzare miere, polen, propolis, lăptișori de matcă, dulciuri cu miere, cosmetice pe bază de produse apicole, dar și cutii de stupi, rame, faguri de ceară, hrană pentru albine, echipamente apicole și instrumentar apicol. Târgul Apicol de la Slobozia îi întâmpină pe vizitator cu cele mai dulci produse ale stupului, dar și cu noutăți în domeniu, cum ar fi mierea de portocale, mierea de coriandru, de cimbru, polen, faguri. Care sunt beneficiile acestor produse apicole? În primul rând, sănătatea omului. Deci consum produse naturale și sănătate curată. Sunt din Argeș, în comuna Coșești. Avem 6 sortimente de miere, produse terapeutice pentru imunitate, răceală, gripă, tuse, pentru doamne și domnișoare, creme după rețete tradiționale, pentru hidratarea feței, pentru mâini, pentru călcâie, foarte bune. Autoritățile locale și-au propus ca acest eveniment să atragă numeroși consumatori și numărul expozanților să fie cât mai mare de la un an la altul. Sunt aproximativ 40 de expozanți. Cei care participă la târg își prezintă produsele, în special produse apicole, dar și echipamente apicole. Oamenii sunt interesați în primul rând de partea aceasta de echipamente apicole. Cei care au participat la târg au putut cumpăra direct de la producători miere la prețuri cuprinse între 20 și 40 de lei borcanul, în funcție de sortiment sau gramaj, dar și tinctură de propolis și polen cu 20 de lei. Vedem tot ce prezintă piața, cumpărăm rame, cumpărăm în primul rând pentru tratamente, varachet, stimulenți, protofil. O mască și două diafragme. Sunteți apicultor? Începător. Și ce vă determină să vă apucați de apicultură? Pasiunea, că l-am văzut pe tatăl meu că se implică, când m-am implicat și eu în așa ceva. În cadrul târgului apicol vor fi organizate și sesiuni de comunicări unde pasionații de apicultură și producătorii pot afla noutățile legislative, posibilități de finanțare, dar și informații despre creșterea albinelor și desfacerea produselor apicole. Târgul apicol se desfășoară la stadionul municipal din Slobozia și se încheie duminică pe 11 martie.